Tot a început de la o joacă, de la Carmen Popescu, care știe, fac pâine, a venit cu ideea întâi să certific pâinea ca produs tradițional. Pe urmă, pe parcurs, încet, am ajuns până astăzi, unde m-au ținut și cei de la Camera de Comerț, dar, din păcate, nu știu care e cauza cum s-au prezentat, trebuiau să vin. Și cu ajutorul lor, dar cu susținerea prietenilor, cel mai mult, am ajuns astăzi și vrem ca primul local, prima unitate de produs tradițional în Focșani. Așa cum trăim într-o epocă și niște zile unde se mănâncă nu știm ce, ne-am întors cu siguranță la cele de la părinți, de la bunei, care într-adevăr erau sănătoase și că vrem copiii noștri, viitorul nostru, să aibă o sănătate și un viitor frumos. Totul pornește de la o alimentație, ca să fim sănătoși, trebuie să ne alimentăm bine. Corect, fără aditiv, fără euro, fără nu mai știu ce, adaosuri. Cu euro și fără euro. De unde aveți rețetele acestea? Rețetele, de unde le păstrați? Rețetele sunt din Moldova, din regatul României. Așa. Da. Ca să știți. Din regatul României. Adică până la 1940, cât a fost regatul României, părinții bunei sunt născuți în Basarabia, doi unchi al lui bunica au dovedit și s-au refugiat în 40 încoace. E o poveste lungă, interesantă, tristă. Da. Ca în 2000 să ajung și eu aici. Plaiurile vrâncene. Pentru că având un cerc de prieteni, știind cu care ne întâlnim mereu și mâncăm ceea ce-i sănătos, cam de aici s-a pornit toată ideea. Dar Focșaniu sau orice centru urban, acolo e toată piața de desfacere. Adică unde e flux de oameni, unde oamenii sunt cointeresați, dar cunoștințele mele toate care le am, cam toți sunt taxați, că fă așa ceva, fă așa ceva, de atâta zic, Focșanul oricum e un centru.